Facem, domnule Bușoicu, cei care promovează în continuare teoria ale conspirației, lideri de opinie, vedem chiar parlamentari care promovează în continuare astfel de teorii. Aici, sigur, ele, aceste teorii trebuie combătute cu argumente, trebuie să existe, așa cum spuneam, o intensificare a eforturilor de comunicare, o campanie credibilă și mult mai multă implicare din partea tuturor celor care pot să contribuie cu experiența, expertiza, imaginea pe care publică, pe care o au, notorietatea, în a îi convinge pe români că trebuie să se vaccineze. Și sigur, aici vorbim și de o autoresponsabilizare, de o responsabilitate individuală. Suntem într-o țară liberă, toate opiniile trebuie auzite, trebuie respectate, dar cred totuși că, înțelegând situația gravă prin care ne aflăm, poate de dragul ratingului sau de dragul diversității opiniilor, pentru o perioadă de timp, accesul pe marile platforme și în prime time a unor astfel de teorii și personaje ar trebui puțin discutat. Ar trebui să reflectăm asupra acestui lucru.